lasă fără miere. Faptul că o săptămână e rece, o săptămână e cald, după care iar e rece, ne-a terminat albinele. O spun apicultorii care sunt de-a dreptul disperați. Anul trecut, după ce s-au confruntat cu vremea capricioasă, au rămas fără jumătate din producție, iar anul acesta e și mai rău. Consecința directă este mărirea prețului mierii și nu m-ar mira ca în curând să văd prin magazine miere de import. Ovidiu Hatcu, un apicultor din Arad, producea 5 tone de miere pe an. Ultima dată a scos însă numai o jumătate de tonă. Totul a început în anul trecut, când lipsa culesului și a vremii nefavorabile a dus la intrarea peste iarna unor familii nepregătite și, drept urmare, pierderile se contabilizează în această primăvară. Și sunt pierderi chiar consistente. Cel mai prost le-a mers producătorilor din nordul și vestul țării. Au produs miere cât să consume în familie. Și nu doar vremea este de vină, le-au mai murit și albinele. Nu e vorba de o îmbolnăvire, este vorba de un simptom care este tot mai frecvent întâlnit pe tot globul și deși la noi. Dispar albinele fără explicație la prima vedere. Anul trecut România a obținut în jur de 21.000 de tone de miere. Pentru 2011 producătorii cred că producția va scădea cu 7.000 de tone. După ce au aflat că nici anul acesta vremea nu va mai fi bună, în condițiile în care vor continua să exporte 60% din producție, la un consum intern de 11.000 de tone, trebuie să mai importăm 7.000 de tone de miere. E mare consumatoare. Eu nu consum zahăr. Și e bună mierea românească de aici? E foarte bună. De la mine nu există zi fără miere. Iar producția slabă de anul acesta va aduce scumpiri. Prețul unui kilogram de miere polifloră, care acum costă în jur de 15 lei, ar putea urca până la 20 de lei. Rebelii nu...